Pe parcursul acestui an școlar, la Liceul Vocațional Pedagogic Nicolae Bolcaș din Beiuș, sub egida Consiliului Britanic, se derulează programul educațional International School Award. Detalii ne-a oferit chiar coordonatoarea acestuia, profesoara Diana Hădărean. Suntem în parteneriat cu o școală din Pakistan. Proiectul se numește International School Award. La nivel internațional, suntem coordonator internațional împreună cu domnul profesor Muhammad Idres de la școala din Pakistan. Câte școli sunt implicate în acest proiect? În acest proiect sunt implicate foarte multe școli, printre care India, Bangladesh, Egipt, câteva școli din România care au fost aduse de către mine în proiectul respectiv, iar finalitatea proiectului va fi în luna mai, are loc o mare evaluare în urma căreia sperăm ca acest proiect să câștige premiul internațional mondial. În ce constau sau în ce au constat activitățile din cadrul proiectului? Activitățile au fost diverse. Noi am participat la toate 8 activitățile, unele pe limbă străină, altele jocuri, cultură, primul ajutor, despre sărbătoarea națională, despre dezvoltarea personalității, iar săptămâna viitoare vom avea a noua activitate, suntem singura țară din proiectul respectiv care o să abordăm și a noua activitate de voluntariat. În ce perioadă s-a desfășurat acest proiect? Proiectul s-a desfășurat pe anul școlar 2018-2019 și dorim să continuăm și anul viitor parteneriatul. Care este scopul acestui proiect? Scopul proiectului este de a învăța clasă în clasă. De aceea și săptămâna trecută am avut o activitate live, școala mea împreună cu școala din Pakistan. Ideea este ca școala mea să participe în direct la activitățile din clasa din Pakistan, respectiv clasa din Pakistan să observe și să vizioneze absolut toate activitățile noastre. Activitățile sunt toate postate online, deoarece aceasta și este ideea, să împărtășesc din experiența mea didactică lor, iar ei nouă. Care este valoarea proiectului și de unde sursa de finanțare? Proiectul este fără sursă de finanțare, de aceea este online, nu este la fel ca și Comeniusul, deci nu mergem, sau Erasmusul exact, nu mergem la aceste școli, sunt și școli foarte îndepărtate, este implementat de Consiliul Britanic și ideea este țările din Asia să poată fi ridicate, mai ales că știm că foarte multe au problemele care le au, să fie ridicate spre cultură de către țările mai dezvoltate. Își caută foarte mult parteneri din Europa. Iar pentru anul viitor eu am găsit ca și partener și o universitate din America. Lucian Ropa, directorul Liceului Vocațional Pedagogic Nicolae Bolcaș, a evidențiat rezultatele pozitive ale proiectului. Este acest lucru, acest proiect benefic atât pentru învățământul din România, cât și pentru cel din special din Asia? Este benefic, pentru că în primul rând este un schimb de experiență. Vedem și noi un alt sistem de învățământ, cel din Asia, sigur este total diferit de cel din Europa și din România, dar în primul rând este și o chestie de umanitate, de solidaritate cu acei oameni. Pentru că, într-adevăr, văzând imagini cu școala lor, văzând imagini cu dotările pe care le au ei în școală, ne-am dat seama că acei copii au mult de suferit din punctul acesta al dotărilor materiale. Și dacă noi, sigur, putem să le întindem o mână de ajutor în urma acestei colaborări, vom fi foarte mulțumiți de acest lucru și copiii noștri, pe de altă parte, vor învăța ceva despre tradițiile lor, despre viața celor de acolo, despre modul în care se desfășoară activitatea didactică și cu atât mai mult vor ajunge să aprecieze ceea ce au aici, la noi, în școală, în comunitate și în țara noastră. Deci chiar este lăudabilă implicarea aceasta pe care a avut-o doamna profesor Diana Hădărean și ceilalți colegi la nivelul unității noastre școlare care s-au implicat și care au devenit și ei membri ai echipei de organizare și doresc aici să amintesc pe doamna profesoară Mihaela Bulc, pe doamna profesoară apoi de limba engleză Monica Maroniac, pe doamna educatoare Ioana Ușvat, dar și alți colegi, pe doamna învățătoare Sanda Domocoș, dar și alți colegi care s-au implicat și care au fost foarte receptivi și foarte încântați de această idee. Până la urmă este un proiect internațional, un proiect care
oferă și vizibilitate și care are și o anumită, eu știu, publicitate și pe plan european și pe plan internațional.